Consilierii locale ai Partidului Național Liberal Săcele au identificat două probleme majore în municipiu. Săcelenii se confruntă cu lipsa accesului copiilor la terenurile de sport pe perioada vacanțelor, iar una dintre cele mai importante surse de aprovizionare cu apa săcelenilor este insalubră și nu respectă parametrii fizico-chimici ai apei. Cetățenii sunt aprovizionați de către compania APA cu apă potabilă dintr-o sursă care se observă în aceste imagini, neîmprejmuită, neacoperită, neprotejată, conform prevederilor sanitar-veterinare în vigoare. Compania APA ar trebui să ia măsuri urgente pentru securizarea sanitar-veterinară a acestor zone și reparația acestor surse. Una dintre sursele la care suntem acum este concepută pe bază de țev de azbociment. După cum se știe, azbocimentul este declarat cancerigen. Pe de altă parte, consilierii locale ai PNL Săcele au solicitat primăriei să găsească o soluție pentru facilitarea accesului copiilor în vacanțe pe terenurile de sport situate în cartierul Electroprecizia. Am identificat deja două astfel de terenuri de sport în municipiul Săcele. Ambele sunt în cartierul Electroprecizia și noi credem că accesul tinerilor pe perioada vacanței pe aceste două terenuri ar putea fi facilitat dacă primăria municipiului Săcele semnează protocoale cu cele două instituții de învățământ. Este vorba de liceul Victor Jinga din Săcele. Reprezentanții PNL din Consiliul Local Săcele fac în continuare demersuri pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor din municipiu.